găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă invit la o discuție despre începutul campaniei electorale, așa cum arată în acest moment. La noapte va începe, practic, campania, de la ora 12:06. Mai este prima zi a acestei campanii. Alegerile vor avea loc pe 5 iunie. Despre acest subiect al campaniei, al turului, un singur tur este, așa cum arată legislația în acest moment, a fost o contestație și o discuție prelungită legată de câte tururi ar trebui să fie la aceste alegeri locale. Un jurnalist la București a făcut mai multe contestații în diverse modalități juridice. Vom vorbi puțin despre acest lucru și vedem și ce a răspuns Curtea Constituțională ieri, acolo unde s-a discutat despre contestațiile pe care le-a făcut jurnalistul Liviu Avram în legătură cu strângerea de semnături pentru un candidat și extins și numărul de tururi la alegeri locale. Discutăm împreună cu Sorin Semeniuc, jurnalist de investigație ieșan. Bine ai revenit, Sorin, la emisiunea Vocile Iașului. Mulțumesc pentru invitație. Ce înseamnă această decizie pe care a dat-o ieri Curtea Constituțională în acest caz și mai amintim că mai există o contestație, un contencios administrativ, vom discuta și despre ea. Avem o situație probabil unică în peisajul electoral democratic de după 1989, în care, aflându-ne la buza alegerilor și pe fondul unor schimbări în legile electorale, toată lumea stă cu sufletul la gură, gândindu-se că de o decizie sau alta ar putea să depindă într-o anumită măsură rezultatul voturilor, pentru că toată lumea este de acord că dacă alegerile vor avea loc într-un tur, într-un fel va sta situația voturilor adunate pe țară. Exact. Și cei în funcție de obicei sunt mai avantajați. Și în anumite situații și altfel în două tururi. În două tururi foarte mult se gândesc la situația în care primul clasat ar putea fi învins de ceilalți aflați pe locurile 2, 3 sau 4. Unde se cumulează, să ceea spunem. Ceea ce pentru o comunitate este foarte important. Pentru că unul sau altul poate însemna foarte simplu o abordare sau altă abordare pentru următorii 4 ani, sau poate chiar mai mult, în comunitatea respectivă. Iar acest lucru a ajuns să fie analizat zi de zi ca într-un thriller, în care se numără orele, se fac calcule, campania începe pe 6. Se dau date pe surse. Exact, se vorbesc de tot felul de documente, de recomandarea Comisiei de la Veneția, care spune că nu ar trebui să se schimbe legile electorale cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Și la noi, după cum știm, modalitatea de cu două tururi a fost abandonată acum circa un an de zile, când cele două mari partide au spus nu, la alegerile locale să rămână într-un tur. Asta ar însemna ca majoritatea primarilor aflați în funcție să-și păstreze posturile. Acum, după momentul alegerii președintelui Iohannis, PNL-ul, cel puțin în aparență, deși mulți spun că este doar o chestiune de imagine, ca să mulțumească masa largă a populației, masa largă care ar vrea două tururi. De ce? Există la un tur marea problemă a reprezentativității. Exact. Pot să fie aleși oameni cu 20-30% dintre alegători, ceea ce e o chestiune de legitimitate. Revenind așadar, PNL-ul spune că vrea și el, cel puțin aparent, și a făcut și o acțiune în instanță care a fost respinsă. A apărut deodată, mulți pot spune, numai nouă ni se poate întâmpla așa ceva, un jurnalist din București de investigație care a începuturile lui a lucrat și în Iași și a făcut la studiile Iași, exact. Aici. A făcut el niște, noi potrivit să intrăm în detalii, niște acțiuni în instanță și niște sesizări în așa fel încât a ajuns într-un anumit fel să pună pe tapet și problema asta a celor două tururi. A plecat simplu, s-a înscris în cursa pentru primăria Capitalei, a venit doar cu 3 semnături,
candidatura a fost respinsă pentru că nu întrunea numărul de semnături și pe acest subiect a atacat legea la Curtea Constituțională și a extins acest atac și la articolul care se specifică organizarea alegerilor într-un singur tur. Exact. Practic asta a făcut. Exact. Ulterior respingerii acțiunii sale la Curtea Constituțională, el a mărturisit că nu se aștepta să aibă mare succes la această acțiune pentru că în paralel a început alta, care de asemenea va ajunge la Curtea Constituțională pe 11 mai, de aceea ieri într-o săptămână, și de acolo el susține că se va pune pe adevărat pe tapet, pentru că de fapt nu s-a pus ieri la Curtea Constituțională. Și chiar el a spus să nu ne hazardăm în a ne asuma punctele de vedere emise de mass media, pentru că lupta nu este terminată. Se pune acum problema ce se va întâmpla, pentru că la noapte va începe campania electorală. Exact. Avem 30 de zile, suntem acum ca și cum înaintea operației anestezicul a fost inoculat. Dacă pe 11 mai Curtea Constituțională va spune că da, nu există reprezentative, trebuie să schimbăm lucrurile, Acum trebuie să specificăm telespectatorilor, să spunem că acum, adică ieri, mai exact, Curtea Constituțională nu a ajuns să judece pe fond acest articol. A judecat doar primul articol, cel cu numărul de semnături, și l-a declarat constituțional. Și ca atare nu s-a mai extins cealaltă contestație, a fost inadmisibil. Exact, da, a fost inadmisibilă din acest punct de vedere, da, nu s-a intrat pe fond. Da, pe fond se va intra pe 11 mai, e o dată incertă. Exact. Nu știu dacă mai există un precedent, este posibil. Din păcate s-ar putea prin țări sud-americane, africane, unde lucrurile se pot schimba de la o zi la alta. Dar ar fi totuși pentru o țară, mai ales din Uniunea Europeană, cred că ar fi fără precedent ca deodată în timpul campaniei să se schimbe regulile jocului. Nu-mi dau seama exact dacă și tehnic este posibil ca pe 11 mai guvernul să fie abilitat și să spună da, tipărim, să dea legile care trebuiesc, să tipărească buletine de vot. Ordonanță de urgență prin care se spune, se modifică articolul cu un singur tur, eventual. Deci vorbim, Așa, o discuție virtuală, speculăm. Tehnic se poate. Așa se face. O ordonanță de urgență modifică acel articol și alocă bani pentru doi în acest lucru. Tehnic se poate, pentru că se spune așa, avem cele 30 de zile pentru turul 1, prelungim cu o săptămână sau două săptămâni cât durează între turul 1 și turul 2, ar fi o chestiune, ne regrupăm din mers. Exact. Pe de altă parte, în chestiuni de genul ăsta, regrupări din mers, din acestea, parcă pot să strice și jocul electoral, că ceva nu este în regulă cu democrația noastră. Dacă lucrurile vor sta așa, înseamnă că la 26 de ani după Revoluție, cu toate luptele, cu sacrificii, cu lupta anticorupție, parlamentari, noi nu discuții, ne-am stabilit dezbateri, s-au umplut cimitirii de oameni care au dezbătut pentru a ajunge mai sus, la mai bine, de fapt, noi suntem într-o stare de incertitudine și unde? La un drept fundamental al cetățeanului, dreptul de vot. Asta înseamnă că suntem undeva, esența democrației. Da, suntem undeva într-o instabilitate cruntă. Dacă mai punem și chestiile celelalte, cum încearcă parlamentare să schimbe o lege sau alta de la o zi la alta pe tot felul de drumuri ascunse, spunem iarăși. Sorin, trag o concluzie și apoi mergem să vedem un material sau urmărim un material legat de candidați. Concluzia este următoarea. Regulile practic nu sunt chiar bătute în cui, adică le avem, le știm care sunt, dar s-ar putea modifica. Există o mică șansă, spun cei mai mulți, dar ea există. Adică
în principiu Curtea Constituțională, să admită contestația care vine din contencios administrativ de la Curtea de Apel din București, dacă nu mă înșel. Să urmărim materialul. Este vorba despre trei primari, din fost primar din Botoșani, care candidează și are probleme în justiție, cel din Pașcani și cel din Târgu Frumos. În Botoșani, candidatul PNL pentru primărie este vizat de o anchetă de corupție. Cătălin Flutur a mai administrat orașul între 2004 și 2012, iar acum este cercetat de DNA pentru abuz în serviciu în cel de-al doilea mandat. Procurorii DNA spun că edilul ar fi semnat concesiunea unei alei publice în favoarea companiei care deține un hotel din imediată apropiere. Într-adevăr, este un dosar împreună cu alți 7 colegi suspect într-un dosar la DNA Suceava, dar sunt una din persoanele care în momentul de față îndeplinesc condițiile de integritate stabilite de Partidul Național Liberal. El cere, dacă localnicii îl iubesc, așa cum e el, Ionel Vatamanu, primarul orașului Târgu Frumos și candidat pentru un nou mandat din partea PSD, a fost condamnat la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, dar sentința nu este definitivă. În 2011, pe vremea când era consilier local, a votat pentru vânzarea unui teren din centrul orașului ce aparținea primăriei. Cumpărătorul însă era chiar el. În 2012, când a ajuns primar, a trecut terenul în domeniul privat, a anulat contractul de vânzare și a întocmit unul de concesiune. Eu sper că o să merg și o să-mi demonstrez nevinovăția și o să am achitare. Mi se pare un om gospodar, popular, un om ok. Un alt oraș din Iași, dar o situație trasă parcă la Indigo. Dumitru Pantazi, primarul orașului Pașcani și candidat pentru un nou mandat, este acuzat de complicitate la abuz în serviciu. În 2007, când era viceprimar, a cerut ștergerea datoriilor de la bugetul local pentru o societate pe care o deține. Prezumția de nevinovăție cred că primează și în cazul meu. Nu a fost luare de mită, dare de mită, doar această complicitate la abuz, care din punctul meu de vedere nu este încă clarificată juridic. Poate când greșești odată, îți revii a doua oară. Potrivit legii, dacă un ales primește o sentință de condamnare, indiferent dacă este sau nu privativă de libertate, își pierde mandatul. Trei candidați, probleme în justiție, așa cum am văzut, oamenii își pun problema altfel, dacă sunt sau nu gospodari, dacă vor fi sau nu doriți de alegători și mai puțin dacă au sau nu probleme și ar trebui să le rezolve altfel și eventual nu ar trebui să candideze. Da, îi aștept pe acești oameni ca în momentul în care, și există o mare probabilitate la Pantaze și Vatamanu, să fie condamnați definitiv. Actualul primar de Pașcani și actualul primar de la Târgu Frumos. Există o probabilitate mai apropiată la Târgu Frumos și puțin mai depărtată la Pașcani, ca acești doi primari să fie condamnați. Să nu uităm, deci la Târgu Frumos este deja condamnat în primă instanță. Exact. Așadar, a făcut apel, exact. Și statistic, lucrurile se pot întoarce într-o măsură mai mică. Iar la Pașcani avem DNA care în 90% din cazuri obține condamnări definitive cu închisoare. Și deci dacă peste ne uităm la statistici, au doi, șanse foarte mici. Peste un an sau doi, iarăși vor veni la vot. Ce înseamnă? Bani cheltuiți, proiecte încetinite, ceea ce înseamnă că ce poate să aducă un primar care deodată trebuie să dispară din peisaj. Și există o mare probabilitate să se întâmple așa. De asemenea, problemele acestea ridică din nou la fileu discuția despre lipsa de credibilitate, de maturitate a partidelor. Pentru că ele pot discerne, văzând dosarul, văzând ceea ce se întâmplă, contextul, ca orice om, sunt mulți oameni luminați când se decide cine va candida în comunitatea respectivă. Haideți să facem altfel aici, aici nu avem șanse. Este un fel de scuipat în ochii alegătorilor
menținând aceiași oameni în funcție care au problemele. Cum vor mai veni ei, același partid, când aceștia își vor pierde funcție cu nou candidat? Vor spune, da, iată, votați-ne pe candidat. Dar pe cine ați avut până acum o lună, două? Pe cine ați avut? Banii aceștia de la buget, la Pașcan, Târgu Frumos, zeci de mii, sute de mii de lei s-ar putea să fie adunat. Tot. Acum se decontează și campaniile electorale ale partidelor. Exact. Nu numai buletinele de vot. Banii aceia sunt și par că sunt o hachiță a unui partid politic care spune, da, o joacă, dar e o joacă cu viitorul unei comunități. Cu alte cuvinte, Sorin, spui că asemenea candidaturi se întorc împotriva și a locuitorilor, și a bugetului, dar și a locuitorilor, pentru că sunt blocaje administrative, exact, din nou oameni la vot. Exact. Nu se votează diverse... Primar, el va semna acolo lucrurile curente. Nu se vor mai face proiectele care sunt vitale pentru comunitate în continuare. Pentru că dacă el nu e legitimat, primarul respectiv interimar... Ar fi vreo modalitate în care să nu se întâmple acest lucru sau pur și simplu nu se poate interveni în niciun fel? Pentru că altfel, probabil, dacă ar fi ori partidele nu îi mai lasă să candideze, ar fi o variantă, ori oamenii nu îi mai votează. Da, ar fi, într-adevăr, dar la modul ideal. Pentru că dacă un partid nu îi mai lasă să candideze, candidează independenți. Se întâmplă da. Aici la Bacău, de exemplu. Pe de o parte partidele care au un cod de integritate, dar și ăla este în mare parte făcut ca un caiet de sarcini trucat pentru a câștiga o firmă. Și codul ăla de integritate, atât la PSD și la PNL, am văzut că e pus, când e vorba de dosare de corupție, de oameni cu probleme penale, sunt și alte puncte, în așa fel încât la ultima sunt doar cei care aproape sunt plinși în flagrant cu mită și condamnați și băgați în închisoare, aproape că doar ăia nu au mai voie să candideze, pur și simplu nu se mai poate, e aproape tehnic. Dar în rest, cu prezumția de nevinovăție până la capăt. Se întinde există prezumția. Și prezumția de nevinovăție, dar până unde mergi cu ea, având pentru în vedere că sunt niște cazuri unde lucrurile sunt clare. Nu se mai poate schimba, iar partidele știu asta. Iar a doua ar fi altă posibilitate să se schimbe lucrurile, omul politic, el să stea matur, să spună demisia de onoare, cum spune, sau renunțarea lui. Am problemele, ce frumos ar fi să spun așa. Mă retrag, cred că sunt două, trei cazuri. Foarte rare. Mă retrag, îmi rezolv problemele și voi reveni. Și ce frumos ar fi să spună după aceea am văzut, am avut probleme, după cum știți, mi le-am rezolvat, sunt curat și am venit din nou și vă cer încrederea. Dar nu va mai reveni pentru că el, de asta și nu fac pasul acesta. Pentru că va fi rău pentru el și el zice, rămân până la ultimele consecințe. Sunt și tot felul de implicații locale, firme, interese, oameni care au dat bani negri pentru acel om și spune, stai ca să mai îmi dai licitații, unde pleci? Vine altul, trebuie să-i dau lui ăla. Din păcate, lucrurile încă stau așa, cel puțin în comunitățile mici, dar și în cele mari. Dar în mici unei mai greu de urmărit, cu siguranță lucrurile stau și așa. Sunt unii care poate ar vrea să se retragă, dar hățișul intereselor din comunitate spune, stai acolo. Va începe campania electorală, cum spuneam, la noapte. Astăzi este ultima zi de pre-campanie. Alegerile vor avea loc pe 5 iunie. Va fi, așa cum știm acum, un singur tur. Mulțumesc foarte mult, Sorin Semeniuc, pentru acest dialog legat de campania electorală care stă să înceapă. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați urmărit. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vocileiasului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:35. Seară liniștită!